Rednic s-a întors după aproape un an și jumătate în fotbal. Rednic a semnat cu UTA și are misiunea să-i salveze pe Arădeni de la retrogradare. Mai aveam puțin și croșetam acasă, glumește fostul antrenor al lui Dinamo. Rednic a semnat cu UTA până la finalul sezonului viitor. Evitarea retrogradării și cupa sunt principalele obiective ale lui Rednic la Arad. Am venit aici pentru că cred în proiectul UTA, cred că putem să ne realizăm obiectivele care sunt acum. Rednic a condus primul antrenament la Arad și va debuta în cupă, în deplasare împotriva lui Ucluj. Pentru mine e un trofeu care rămâne. Avem o datorie față de suporte care sper că în continuare să aibă răbdare și cu mine. Rednic n-a mai antrenat de la finalul lui 2021, după despărțirea de Dinamo, și spune că n-a dus lipsă de oferte. Atunci am și renovat case, mai aveam să croșetez și am zis gata, stop, e momentul. Am lăsat ceva în urmă pe oriunde am trecut, spune Rednic, fost campion cu Rapid și Dinamo. După ce a plecat Mircea Rednic, ambele cluburi au avut condiții mult mai bune. Savarinele lui Copos au rămas la fel de bune și amandinele sunt și mai bune. Șampanele lui Borcea au funcționat și n-au mai luat campionat.